Am făcut crupe pentru pui. Priviți. Aici la tăticu, el are mașină specială. Cred că a cumpărat-o, așa? Porumbul. Super. Mă duc cu bunica în vie, sculegem frunze și bunica o să ne arate cum se păstrează frunzele pentru iarnă. Da. La găluci, sărmăluțe. Lăsată pe Loris cu mămica și cu Cătălina, Andreana a terminat de făcut crupele pentru puișuri și merge în grădină să tundă iarba. Și în locul unde a fost roi, deja stă leagănul, băieții au dus cușca și nu v-am arătat cum am decorat această zonă, am cumpărat un leagăn, aici avem un nuc mare și este bine la aer curat. Am luat-o și pe Melania cu noi, vrea să ne ajute. Dar cum te-ai încălțat tu pe dus? Luăm așa de des matinerele. Din margini, da? Da, din margini, deții. Luat la vârf, că sunt mai tinerele, spune bunicuța, și așa facem. Ia încă e firă, e proaspăt, așa bunic? Mai încolo o să îmbătrânească. Sezonul, da? Ei, e sezonul, trebuie mai devreme, dar am o treabă numai de la... De la vârfuri. De la vârfuri, da. În tot anul bunica pune viță de vie la păstrare. Da, anul ăsta cam a fost pus în familia noastră. Și vrem să punem mai mult. Dacă la musli plași cu frunze. Radu, spre exemplu, nu mănânc cu varză, dar mănânc frunze de vie sărmalile. Într-adevăr, frunza este foarte firavă, proaspătă. Umplem căldărușa. La noi la căldare. La noi la găleată se mai spune căldare. Loris, frumoasă. Mămica s-a pus aici la umbră și alege cireși. Sunt din grădină sau din sat, mamă? Și vișini, vișini din grădină. Fetele culeți dimineață. Le văd aici cireși, da, mămică? Da, aici sunt cireși. Noi nu facem compot din cireși, doar din cireși, dar în asortiment. Adică punem și vișină și smeură. Când conservăm cu mămica, noi obișnuim să luăm masa aici, toate familiile. Pentru că muncim și o ajutăm și pe ea și mâncăm la comun. Cătălina pune cratița cu apă. Copiii au făcut de zordine. Mămic, vrei să răcorim o leac? Nu. Mama! Hai la cuțit, mama! Să înceapă veselia. Ducem lemnele, hai că te ajut. Uite, tricoul lui Ernest ud unde l-au pus. S-au bălăcit ieri și haine peste tot ude. Astăzi ziama o facem din carne de curcan. Am cumpărat un curcan de gensat. Cătălina pregătește deja legumele să le tăiem. Punem cartofii. Cartofii i-am mărânțit, i-am spălat și punem în ziama. Mă duc să aduc și morcov, dar nu găsesc morcov. Acum trebuie să caut, văd unde e morcovul. Și eu mă voi ocupa de tăieței. Vreau să fac tăieței. Aprindem focul. Cratița noastră este toată afumată de fum. Dar aici mai spălăm pe la urmă, de pe la urmă. Are rost. Gata, așa? Gata. Prind fetele focul. E bine că aici este acest cireș și mai ține umbră. De altfel te coci. Ce zmeură din sat. Vremea, faină, așa, da-te că... Ce bunișoară! Da, eu ca și ei bună. Ia uitați-a cât e de mașcată, uitați-a. Nu știu dacă se rede în filmare cât e de mașcată. Ia mi-a la cufaș, ia mi-a la pune pe deget. Haideți copiii la zmeură. Mi-a la pune pe deget. Hai pune pe deget, Mela. Ce zmeură mare! El ne pune pe toate 5. Wow, 1, 2. Plânge Yo-Yo. Uite, vrea și ea. Și tu vei? Cum badea să fac și ea, nu? Eu știu că pentru ziua am minunat. Și gata, să ne-am gospătirea.
Trebuie să e... deslipim așa. Abia a pus aici un topogan făcut handmade. Umple piscina și o ducem la topogan. Să vă vadă bunielul și fășieț. Punem gel, da? Da. Să pun așa, să pun. Tada! Hai, Albert! Ionel! Hai, Albert! Este! Punem și zmeură. Cirieși, vișini și zmeură. Asorti. Da, mama? Da. Sunt bune? Vă sfătui să încercați. Asorti, compotul este foarte delicios, mai ales în așa combinație. Sunt combinații încercate, experimentate de familia noastră. Și-s băute primele. Și primele, da. Cătălina o adorme pe Loris. E somn, așa, Cătălina? Pe cald. Dacă Miela doarme, doarme și Loris. Dacă Miela-i trează, Loris nu doarme. Am venit la vecini să iau pătrunjel, iată vecinii stau acolo. Vecinii, salut! Iată vecinuța. Așa e la țară. Iată, mă cheam deja la cafea. Mănânc zeamă și vin la cafea. Iată pătrunjel frumos, proaspăt, la umbră aici stă. Parcă semănat acum. Voi găsi și mărara cu șânghii, ei iau vie așa mare. După ploaie, pătrunjelul s-a făcut frumos și o să crească și mai mare. Cernem tăieței. Câte nază lui toar serioasă. E somn. De pe ora două. Punem tăieței, cât de frumos ei sunt. Toți? Toți îi punem. Și acum și iau un duș, toată, toată transpirată, fără așa, ai de cald. Aici mai avem condiționer și mi-e binișor. Dar dacă n-am avea condiționer în bucătărie, nu știu ce-mi face. E foarte cald. Aici am pus pentru mămăliguță. Am pus sare, am pus apă clocotită. Am fiert apa la fierbător ca să fie măliguța mai repede, gata. Noi îi spunem aici măliguță. O dezmerdă măliguță, dar ea e mămăligă. Hai să vedem că te la poate face. Punem întâi așa un pic să fiarbe. Păi e fierbe apa, ia un pic. Absolvediam că fierbe. Ia fierbe, ia uite, să faci bălbuși. Eu așa o fac. Ca terciu. Da, dar noi vrem mai terșoară. Eu fac tare, dar am în vedere cu amestec ca terciu. Da, ca să nu facem boțuri, boțurile, cuculașe. Eu cum pun tăieței, stâng focul și cum verdeață, eu nu dau clocot. Nu, pun așa capacul și ei stau în abur. Ce seamă delicioasă! Și aici fierbe cu bulbuci. Punem o mămăligă și o bucățică de unt, ca să fie mămăligă delicioasă. Și acum chemăm toată familia la mâncare. Nu no, toată, care e foame. Da. Împreună cu Nătășica spălăm covorașele. Nătășica se rod și eu acolo la covoare. Aceste covoare sunt din fața casei și Natasha a spus, hai să le spălăm, că e cald afară. Natasha este prietena noastră de familie. Dacă apar întrebări, da, Natasha? Da. Tot așa ne ajutăm noi la țară. Vecina noastră. Vecina, da. Ah, și te râi așa. Da-i faină, așa? Afară e cald. Foarte cald. Mai întâi le udăm covorașele. E, să avem covoraș curate. Voi spălați-vă și haideți la mâncare, băieți. Noi să mâncăm după joacă. Punem fări, dar nu punem mult. Și... Ionel, stânge apa! Asta asude și el, asude și el. Am făcut ordine și în curte. Iată, este totul curat.
Nu știu cât va ține curățenia. Pe Lori s-am pus să supluc și doarme. Hai de doarme. Măricuța este gata, fără cuculoase. Perfectă. Doar că un pic este moale. Nu s-a primit în culoase. Stai că mai răsturnăm mămăliga, Nataș. Hai, vine să amas. Dar dacă curge toată, poate prin farfurii. Mămăliga e gata. E un pic moale, dar e bună. Radu tot vrea cu mămăligă, da? Nu, e cu pâine. Noi e cu auto de servire, fiecare își pune cât mănâncă, că de altfel facem de sigur. Fiecare știe puterea. Cum ziua mea, Natasha? O, dar tăiței ăștia. Perfect. Am pus la uscat covorașele, cât de bine sunt spălate. E o plăcere, așa-i? Cât am așteptat noi vara spălăm covorașele, așa-i? Sunt suci repede. Da, sunt suci repede. Ia uitați-vă, așa frumusețe. Le-ai spălat cu fiere, așa-i? Da. Cu apă simplu și fiere. Și au ce bine s-au luat. Adriana, dacă are soț fotbalist, pasionat de fotbal, spală pietele soțului. Fii tot curățel. Ești făcut ordine aici în fața casei. Mai ai o pereche și încă sunt albi. O să iau are albă ăla, că cu apă simplă, că tu ai pus pâine. Ce? Brăduții mamei, cât de mari au crescut. Nu știu dacă ți-ai minte cât erau de micuți. Ți-ai minte? Iată așa micuții a sădit mama. Dacă avea vreo 30 cm. Eu nu le-am dat nicio șansă, dar spre uimirea mea, cât de frumos au crescut. Iată și aceștia. Iată și frumuseț. Ce frumuseți avem în curte, dar cu părere de rău, copacul se usucă. Am pus zahăr după gust, sar de lămâie. Punem. A, punem. Punem după gust. Zahăr cât de dulce iubiți. Amestecăm totul. Lămâie punem. Sau acet citric să mai spunem. Tot după gust, dar nu punem mult, că iacșoar zmeura și cireașa. Nu cireașa, dar vișina. Important, când turnăm în borcane, nu luăm de pe foc cratița. Da. Lăsăm să fiarbă, așa clocotin turnăm în borcane. Mulți fac greșeala, scot apa de pe foc și sar căpăcele la borcane. El se urcă dacă eu îl filmez, a spus. Da, da, mă mic? Da, mă mică. Hai să-i sus, ridicați-l în scară. Răși, e bun, tot cu legi la ulalt. Bunica are ajutor. Da. Ia, mămica, te filmează. Îți place să fii filmat, Ierni? Care îmi place să conservez, dar să am tot producția la... Așa e șicată, mămic. Așa e jos, dă-o, bunic. Trebuie să culeasă și e dată jos, ca pe să îmbolnăvești copacul. Hai, mămicuț. Poți? Uite, așa încet cu legi, brindă pe mine, mă dor mâinile s-o țin, pe o șireagă, cu legi, așa pe o jeșmă. Uite un pic jos, mam. Oalelea, cum de la asta? Bănica în copac! S-o obosit. Bănică, nu mă încurcă. Ai auzit de povestea și aia care cu... Cască gura, bunică, te-o... Bunică, cască gura! Cască gura și-o pară mai lăiați în gura lună de fleață. Hai, cască gura, hai, ova! Hai, nanime! Cu scrumbi, odihnit, dormit, doar Lelea nu a avut când să doarmă. A venit bunica acasă, furnicuța mai degrabă, că altfel nu poți să-i spui, doar furnicuța. Ea mai rămas acolo la vie și a cules. Așa lapte am găsit noi. E bun? Vii să împlinim. Ia uitat așa bună tare, mâncăm noi scrumbie. Luăm banca, punem fructele curate. Punem căpășelul, nu-l sterilizăm, turnăm pur și simplu apa aia, că uitați, clocotește, vedeți? Uh-huh. Apa clocotește și o turnăm direct în bancă, în borcan. Uh-huh. Și după asta o închidem și o punem la cald, cald, cald. Plapumi. Plapumi, pături, haine vechi și aveți. Și le acoperiți bine, bine. Ne întoarcem cu căpășelul în jos, da. Și borcanul așa, în sus. Cu gura în jos. Gura în jos, da. Și turnăm, dar nu luăm cratița de pe foc, după cum am menționat. Deci fii clar la toți. Focul arde, mocnește și noi conservăm. Gua, gua. Gua. Gua, gua, gua. Fierbe salamura pentru
frunze. Bunica iată le-a pus așa frumos și el, ați văzut cum le-a pus. Și acum turnăm salamura. Eu o fac așa, cum faci salamura la brânză, ca ouă așa deasupra. Aha, deci verificăm cu un ou crud. Da. Ouă trebuie să stea deasupra. Da. Și turnăm după ce bindi. Puneți atâta sare în apă, încât ouă să stea deasupra. Bunica vă arată cum stă ouă deasupra, ca să înțelegeți. Iată, el se ridică. Da, bunica? Da. Așa, turnăm. Aha, trebuie un pic să le presăm, da? În bancă le pun așa, haotic, nu le așez. Nu le presez. Nu le așez și nu le presez, că streacă salamura printre frunze. Aha. Apa la fel o lăsăm pe foc, nu o stingem. Clocotind așa se toarnă deasupra. Vedeți, bunica a dat focul încet și ori și toarnă. Nu stingem salamura. Așa clocotind, turnăm. Pune în apă fierbinte câteva clocote, căpăcerele. Neapărat trebuie sterilizate în așa mod. Sau cum se mai sterilizează căpăcerele, bunica? Doar așa mă dar știi? Așa. Sau un cuptor spate, așa-i? Voi cum sterilizați căpăcerile? Scrieți în comentarii, poate mai învățăm de la cineva un secret nou, ne place să învățăm ceva nou. Frunza își schimbă culoarea. Și ia dintr-un borcan în altul. Ele s-au muiat, s-au micșorat în volum. Nu le presăm tare, mai lăsăm așa loc între ele. Iată cum face bunicuța. Și din două borcane, noi facem un borcan. Acoperim cu salamură. Bunica închide foarte, foarte bine. Le întoarce căpăcelul în jos, spune? Nu, nu-i neapărat. Nu-i neapărat, da? Și bunica le acoperă cu un prosop. Și o să le pună pe toate acolo sub prosop. Turnăm salamură, dar sarea omoartez microbii. Bunica a spus că n-a spălat frunza pentru că ea toarnă și apă fierbinte, salamura este fierbinte și sarea omoară toți microbii. Și când îl scoatem, tot îl spălăm bine. Adică punem ca să ia sare din frunză și tot o spălăm bine. Când scoatem la sarmale, o punem în apă tot să stea. Da, da. Și nu are rost ca să spălați frunza. Da, și a plouat mult. Iată așa umpli ea burcănașile. Am terminat de conservat, iată, frunza de viță de vie. La un litru de apă, bunica a calculat și a pus 150 grame de sare pentru salamură. Avem și scrumbia. La cină pregătim cartofi fierți. Avem cartofi noi cu multă ceapă și unt. Iată așa se servesc cartofii. Cartofii i-am fiert, i-am scurs de apă. Și punem deasupra ceapa prăjită cu unt. Și, desigur, scrumbie. Cătălina va pune pe masă cartofii. Ah, ce iar eu scrumbia. Da. Toți stau și așteaptă flămâzi. Mamica ta e bunică. Și mănâncă cine reușește. Dar eu nu mănânc. Mamica i-a pus separat căsicului. Cum crezut n-ai să vii la mâncare, că ești ocupat. Am avut grijă de matalitate. Da. Te iubiești, mama. Băieții au venit la sport, la fotbal, tatăl la muncă. Iată așa. Mănâncă numai băieții, da? Și mănâncă numai băieții. O poftă bună! Poftă bună! Mulțumim! Și la masă nu vorbim! Nu vorbim!